Vă salut, oameni frumoși, ne aflăm în Tenerife, în Spania, pe insulă și vreau să vă întreb ceva. V-ați gândit cel puțin o dată la următoarea situație? Bă, hai să vând tot ce am aici în țară, să renunț la viața de aici și să mă mut în străinătate, să iau de la zero în total alt domeniu. Să fie fain, să fie soare. Și astăzi vreau să vă prezint pe cineva care a făcut chestia asta. Te salut, Ciocu. Salut, Mircea, bine ai venit. Ce faci? Bine, tocmai am terminat o zi de muncă. Deci îl vedem pe Ciocu când e obosit. Da. Ești mai vulnerabil acum când ești. Da, sunt slăbit, sunt foarte slăbit. Și suntem în fața unei pizzerii, care este pizzeria ta, da? A mea și a lui Victor, suntem două familii. Ok, super. Și el e român? Da. Ok. Și pizzeria se numește Isla Pizza. Nici nu are firmă, nu are nevoie. Isla la pizza. E și pentru român care îți la pizza? Isla Pizza. Da, Isla Pizza în Tenerife. Am înțeles și văd că numărul 69. Exactamente. Deci sunt multe semnificații, multe metafore. Multe, implică multe chestii, da. Vreau să te întreb ce anume făceai în țară înainte să pleci? Chiar înainte să plecăm, lucram în publicitate, eram copywriter. Ok. În București. Adică dume tari, nu? Făceai lumea să râdă. Făceam sloganuri, făceam texte de campanie publicitare. Un serviciu care îți plăcea? Foarte mult. Da? Foarte mult. Și era un salariu ok? Era foarte ok. Câștigam mult mai bine decât aici. Ok, stai un pic. Deci eu făcea ceva ce-ți place, făceai bani, erai departe de soția ta? Nu, eu lucram cu soția mea. Cu soția ta. Stăteam într-o vilă în Pipera. Uh-huh. Și de ce ai renunțat la treaba aia și ai venit aici? A fost o întâmplare la început și după ce am ajuns aici, am stabilit că nu mai are rost să mă întorc. Era în 28 august 2013. A fost o restricție temporară după criza din 2008, în care nu mai primeau muncitori noi. Okay. Și de asta noi am fost nevoiți să deschidem o chestie pe cont propriu. Și am deschis o prima chestie în 6 luni fără să vorbim spaniolă. Deci, dar care a fost motivul? Adică ce ți-a oferit în plus chestia asta? Ce nu ți-a plăcut la România? În primul rând, ce mi-a plăcut aici. Da. În România nu are cum să nu-ți placă alternanța de al-vale. Ce mi-a plăcut aici, în schimb, a fost foarte mult vremea. Da. Și mi-au plăcut foarte mult oamenii. Ok. Mai mult ca și în București. greu de crezut, nu? Mi-au plăcut foarte mult oamenii. Okay. Sunt foarte... Psihologia omului de insulă, de aici, e diferită chiar de către cea din Spania peninsulară. Sunt oameni calzi, sunt oameni foarte, foarte săritori. La celălalt local aveam în față un rond, da. Și într-o zi era un om evident beat. Și nu exagerez, a oprit 20 de mașini să vadă dacă e bine. Okay. Fiind evident beat. A venit chiar și poliția, l-a ridicat. L-a întrebat dacă e bine, a chemat o ambulanță să verifice pulsul, semnele vitale. Omul a spus că el acolo vrea să doarmă și în cele din urmă a plecat. Efectiv era plictisit de câți oameni s-au oprit ca să... Prea de treabă. Da. Spre deosebire de București, unde dacă cazi la metro, și e o chestie pe bune, nu e o chestie inventată, trece lumea peste tine, literalmente. Nu are nimeni timp să te întrebe ce s-a întâmplat. Insula asta are o lună de nord și o lună de sud. Total diferită. În sud îi soare tot timpul, aici astăzi o plouă, de exemplu, da. Și tu nu ești chiar în zona turistică, gen puteai face bani de pe turiști, da. Tu te-ai băgat în zona unde sunt spanioli. Da, ideea e că mie nu-mi place sudul foarte mult, e foarte dezumanizat, e foarte turistic, Okay. Totul e încropit acolo, cu excepția zonor Playa del Duque, Fania B, care sunt mai luxoase, mai pentru ruși. În rest e ca la mare, vremea foarte bună. Dar nu se formează relații interumane. De exemplu, eu am aici un prieten care e brutar, pe care îl știu, cred că vorbeam 20 de cuvinte în spaniolă când am cunoscut și am rămas prieten cu el. Și el era inginer de nave petroliere, okay. Lucra pe nave petroliere, mergea în Africa pentru rafineria din Santa Cruz. Și când s-a născut fiica sa, a zis, eu nu pot să mai stau să lucrez în ture și să nu-mi văd fica. Și-a renunțat la tot și familia lui era foarte bogată, are o serie de case, avea chiar pe strada asta, care e o stradă super scumpă, și a zis, nu mai vreau să fac chestia asta și acum e brutar. Okay. Da? O altă schimbare radicală. Victor, partenerul meu, de exemplu, da. Partenerul meu, e fost pilot de raliu și de moto, și fost finalist Masterchef România în 2013. Soția mea e filolog, e absolvent de japoneză-engleză.
Și Alina e soția lui Victor, pe care a zis, e fostă voleibalistă de performanță la Dinamo. Okay. Deci, a? Da, deci e foarte de se poate. E viața din Tenerife. Suntem în fața celui mai vechi colegiu din arhipelag, care e monument istoric, într-un oraș care e patrimoniu UNESCO, cu o universitate de 300 de ani, cu după amiezele libere. Și am început în plină pandemie. Încă nu avem un an. După cum ai văzut, e plin. Merge de puta madre, cum se spune aici. Am creat un sistem foarte interesant, gen am spus, aduceți pizza și până vine una nouă, ne-o terminăm. Și deja suntem la a patra pizza. Pizza e foarte bună și îți sună anumite tipuri de pizza mai exotice, gen ăsta cu cartofi dulce, cu dovleac, cu semințe, ceea ce mie îmi place foarte mult, n-am mâncat niciodată de așa ceva. Și deja la 5-a felie, deci minim un felii bagaz. Ne-am pus la masă cu niște spanioli care au mâncat, au servit. Și o să vorbim pe engleză, așa, o improvizație. How was your food? Did you like it? Yeah, I like it. For example, this place is very good. The pizza is the best from La Laguna. It's the first time you came here? No. Usual customer. Same time. You know the owner and the man who made the pizza is Romanian. No, I don't know. Yes, he's Romanian. That is why he's special. Am mâncat până la urmă o felie de pizza, o felie din fiecare pizza diferită și vreau să spun că nu mă doare stomacul. Eu, în general, am probleme. Mi-am dat o piadină simplă acum două zile și am fost balonat de numă. Și aici n-am avut problemele astea, adică cumva au fost... Piadina e chiar mai problematică decât asta, fiindcă ea nu-i dospită. Ok. Ea are conținutul integral. De ce la tine nu mă doare? Fiindcă are o dospire lentă. Dacă ai văzut sacul de făină, care e o făină italiană napoletană, e o făină de larga fermentațion, se numește, care dospește minim 48 de ore. Ok. Și legăturile îl face mult mai digerabil. Deci cu cât un grâu e mai, sau mă rog, orice cereală care are gluten e mai puțin dospită, e mai puțin prelucrată, fiindcă ai niște bacterii în aer care încep să influențeze procesul de fermentare. Și, dincolo de asta, noi folosim un gram de drojdie la un kilogram de făină. Okay. Ceea ce, pentru o pâine, de exemplu... Așa fac și eu. Un gram de drojdie la un kilogram de făină, știi? Am venit în spatele scenei, adică unde se face magia. Aici faci tu pizza, nu? Noi doi. Eu și cu Victor. Noi nu avem niciun angajat, de fapt. Suntem două familii. Tare. De asta nici nu avem un program mai lung. Și spune-te, rog frumos, ce program ai? Avem de marți până sâmbătă, de la 1 la 4. Și mai avem vineri, mai deschidem de la 7 la 9. Asta a fost alegerea voastră? Adică, bă, încep un business, dar vreau să fac cum îmi place mie, adică să am timp. Noi am vrut... Noi ce facem? Facem business-uri, le dezvoltăm, arătăm că sunt bune și după aia le putem vinde, începem altul. Uh-huh. Suntem jucăuși așa cu conceptele și oameni care se uită pe geam cu nasul turtit și... Dar ce faceți? Aveți o altă afacere după masă? Lucrați în altă parte dimineața? La fel, și celălalt restaurant și care... Și ce le răspunzi? Nu, le răspund că avem o viață de trăit și, în plus, avem o fincă, avem un copil, avem... O fincă e o exploatare agricolă, o grădină, practic. Eu îi spun la moșie, dar are 1000 de metri pătrați, deci nu e nicio chestie romantică. Și ce crești? În special fructe, fiindcă sunt leneș. Agricultura presupune multă muncă. Când am ajuns aici, nu aveam habar de papaya și banane. Și am un prieten care lucrează la Cabildo. Cabildo e prefectura insulei. Și când am cumpărat fiindcă, zice, tu te pricepi la agricultură? Și eu, da, bunicul meu făcea agricultură. Nu bunicul tău, tu te pricepi la agricultură? Noi nu puteam concepe când am ajuns aici, de exemplu, în Valea de Gherea, unde sunt eu, sunt 4 culturi întregi de cartofi într-un an. Uh-huh. Bagi un cartof, după 3 luni scoți, bagi alt cartof. Deci ai 4 culturi de cartof. De asta, țăranii aici se numeau, acum ușor peiorativ, magos, adică magicieni. În internet, în YouTube, de a descoperi. Okay. Și începi să descoperi, învățând și spaniola cu engleza, descoperi că are cam aceeași climă Tenerife cu o parte din Australia, cu Florida, sau cu multe țări din America Latină. Și există
o diversitate incredibilă de semințe. Tenerife e o chestie incredibilă. La modul ăsta, te duci lângă ocean, ai patru culturi de cartofi, te duc în Esperanța acum și poți să culegi hrib și castane. Acum începe perioada de castane. Și sunt cireși și nuci care au nevoie de îngheți, fiindcă de la 1300 de metri în sus poate să ningă. Și vorbim de o insulă de 2000 de kilometri pătrați. Tu ai plecat din Pipera, București, aglomerație, trafic și ai venit aici în Spania, unde e o viață mai relaxată, nu? O trebuie să compensezi cumva, adică cum a fost trecerea asta, adică nu ești agitat, gen... La început eram, mai ales traficul din București, am învățat să conduc în București. Tot timpul am spus că în București sunetul circulă cu o viteză mai mare decât lumina, că prima dată auzi claxonul din spate și după aceea se face verde la semafor. Ei, și ajungi aici, unde timpul se oprește. Vezi așa, se oprește taxiul pe stradă sau o mașină normală și sunt 20 de mașini în spate care așteaptă să salute pe vecinul lui sau să-i dea ceva. Sunt niște reguli nescrise, de exemplu... Nu, și nu-ți vine să-l bat pe ăla. La început... Că noi în drum spre tine am vrut să batem pe vreo doi. Și voi sunteți ardeleni, a? Nu uita, da. Și eu sunt ardelean în esență. Voi veni din domeniul ăsta creativ, aici în chestia ăla de făcut pizza, ești pasionat? În fiecare zi găsești pasiune să... Asta găsești, fiindcă e foarte multă adrenalină. Da? Pizzeria, spre deosebire de restaurantul pe care l-aveam înainte și făceam curry-uri, făceam multă mâncare gătită, dar gătită toată în avans. Era, ca să înțelegeți, era mâncare de post, da? Uh-huh. Vegetarie, mâncare de post. Iar noi aveam tradiția asta și toate tocănițe, tot ce puteai face, îl făceai înainte. Ei, pizza, tu faci aluatul, faci caracatița, faci carnea, felies tot. Ai pizza cu caracatiță? Da. Toate astea făcute înainte. Ei, pizza, când s-a așezat clientul la masă, de-abia atunci începe stresul. Și veniți voi. După aia mai vine o masă de 10 care era înainte de a veni voi. Fiind în Spania, nu lumea, nu lasă, nu te grăbi. Adică noi iau cumva presiunea de pe tine. Există o chestie foarte ciudată. Dincolo de relaxarea spanilor, există o chestie care se numește îmbracă-mă încet că mă grăbesc. Vine și spune, mă grăbesc, vreau să mănânc repede. Și după o oră jumătate acolo, la cafea. Știi? Cam asta e nivelul de grabă. Uh-huh. Ar trebui să încercăm și noi. Deci când ți-e foame, tinsa asta. Iar toate mesele vin aproape în același timp. Noi am încercat și un program mai lung. Păi 3 ore. 3 ore, da. Nu, dar am încercat și un program mai lung. Dar între 4 și 6, oamenii se duc să-și ia copiii de la școală. Nu mai mănâncă deja. Uite, vecinul acum a deschis. Nu e niciun om. Nu, nu e niciun om la Enrique. El face piadina. Am zis că suntem în mica Italie. El e canarea și face piadina. E un italian mai încolo care nu face pizza, face tortilla spaniolă. Și fiecare face ce globalizare. Da, globalizare. Și doi români care fac pizza. Și când revii în țară? Când te muți înapoi în țară? Nu cred că mă mut înapoi în țară. Zis, o să facem la un moment dat fericitul român, o să facem o tombolă și o să dăm pizzeria la o tombolă cuiva ca afacere. Nu primesc. O să o dăm ca o tombolă și o să zicem, ok, plătește fiecare, nu știu, 1 euro, 5 euro, se strâng o anumită sumă de bani și unul va fi fericit câștigător al pizzeriei și se va muta aici. Tare. Mulțumesc mult că ne-ai primit. Suntem chiar în centrul orașului. Din ce am înțeles aici, e cel mai vechi liceu. Da, cel mai vechi liceu din arhipelag. Deci cum nu faci pizza bună dacă ești aici în cultură, practic. Da. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit. El este Ciocu. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă v-ați mutat vreodată aici pe insulă. V-am pupat. Ciao.